Am deosebită plăcere și bucurie ca în prefața concertului nostru aniversar din această seară să aniversăm, iată, un alt eveniment. E vorba de o expoziție de pictură a domnului profesor Florin Agafiței, care recidivează. Anul trecut a fost prima expoziție, din câte știu, la Biblioteca Județeană. Iată, acum dânsul a fost probabil încurajat atât de specialist, dar și, cred, și de publicul focșănean și ne oferă în această seară de simezele Ateneului o a doua sa expoziție de pictură intitulată Pictând la Ciușlea. Trebuie să recunosc că am rămas foarte plăcut surprins de această nouă fațetă artistică a domnului profesor. O știam pe cealaltă, aceea de scriitor și de specialist în cultura și civilizația indiană, dar nu știam și chiar nu credeam că domnul profesor este, mă rog, are o viziune, iată, și plastică, în sensul propriu al cuvântului, și mânuiește atât de frumos penelul, cuțitul și, mă rog, celelalte instrumente cu care se a fost pictate aceste tablouri. Și recunosc că, așa cum și din cărțile dumnealui se emană emoție și trăire, și din tablouri, după părerea mea, respiră emoție și, de asemenea, mă rog, imagini plastice care ne fac mare bucurie. Îl felicit pe domnul profesor Agafiței și îi promit că simezele Ateneului, polul Ateneului, îi stau la dispoziție pentru alte și alte încercări de acest, de acest fel. Dar, în același timp, îl aștept și cu o nouă lansare de carte și poate le combinăm pe amândouă într-un alt eveniment mai important. Onoarea să vorbesc la această deschidere despre arta pe care o face domnul Florin Agafiței. Este o artă care a luat ființă, să zicem așa, într-o perioadă foarte scurtă. Eu cunosc pe domnul Agafiței de câțiva ani și vreau să vă mărturisesc că în primele zile în care ne-am cunoscut, dumnealui a venit cu câteva desene. Erau tot niște peisaje, dar făcute într-o manieră pointilistă, așa, și un pic puerilă, dacă îmi scuză. Credeți-mă, după câțiva ani de zile de muncă asiduă, de sute de ore petrecute în fața unor filme pe YouTube, în fața unor imagini și după ore în care am stat de vorbă și am analizat așa un pic zona artei peisajului, nu pot să spun decât sunt surprins, sunt plăcut surprins să văd o evoluție în lucrările dumnealui. Peisajul este o artă a secretului, este o artă a transfigurării. Este ușor să spui că a face peisaj este simplu. Nu este simplu, este tema cea mai întâlnită, dar cea mai grea din artele plastice, părerea mea. Există un limbaj pe care îl descifrez după ani și ani de muncă și mai ales după ani de studiu. Pentru că
sunt relații, culorile relaționează între ele după anumite criterii și după anumite, să zic, după un anumit fenomen care ține de escapadă, de secret. Există accente pe care dumnealui le-a descoperit singur, accente pe care le-am întâlnit în pictori mari din perioada interbelică, din România și numai din România. Dumnealui acum încă strânge informații, să zicem așa. E ca o plecare undeva într-o cameră secretă în care are la dispoziție foarte multe rafturi cu cărți, cu imagini și din care dumnealui își extrage predilecția. Pentru că arta înseamnă predilecție. Îți cauți ceea ce de fapt este în tine. Iar peisajul are nevoie de introspecție, are nevoie de analiză. Sincer, din punctul meu de vedere, eu nu sunt un specialist al peisajului. Arta mea e la limita figurativului, lucrez aproape într-o zonă mai abstractă, dar asta nu înseamnă că nu gust arta autentică. Din punctul meu de vedere, cele mai bune lucrări din expoziție sunt acele trei peisaje care mi-aduc aminte de maniera lui Turner de a ficta, ideea de a relaționa umbra cu difuzia luminii, de a duce feeling-ul într-o zonă aproape monocromă. Și repet, ceea ce mă bucură foarte mult este traiectoria dumnealui în această frumoasă, în acest frumos fenomen care e arta și care, din păcate, în România este într-o zonă a extinției, din păcate, cel puțin arta expusă. Ne mai salvează zona de expunere online. Trebuie să fim foarte atenți când vine vorba de artă, când vine vorba de cultură. Și vă spun pe scurt că am fost la expoziția unui artist japonez, tot în Focșani. Nu știu câți dintre voi cunosc ce artiști vin, dintre dumneavoastră cunosc ce artiști vin prin acest mic oraș. Din păcate, nici eu nu știu, toți care vin, expun și pleacă, din păcate. Dar pot să spun un singur lucru și trebuie să fim foarte atenți, văd foarte mulți copii. Pictura nu există fără muzică. Și de asta consider că este lipitura perfectă. Un venisaj de pictură cu deschiderea unui concert ce aniversează 5 ani, da? Da. Este un lucru fantastic ce se întâmplă în Focșani. Eu nu știu dacă noi chiar conștientizăm ce se întâmplă la ora asta. Având în vedere că în foarte multe orașe mari din țară, arta, muzica, cultura în general, ocupă ultimele locuri. Noi ne luptăm la școală cu cei mici și învățăm din primii ani, învățăm ce înseamnă arta. Iar colegii noștri de muzică învață ce înseamnă muzica, ce înseamnă melodia. Și tot încercăm și sperăm. Sperăm că reușim. Și vom spera. Ceea ce pot eu să vă spun este că dacă pictura nu există fără muzică, aveți cuvântul meu că și muzica este scoasă mult mai bine în evidență printr-un tablou. Nu mă credeți, faceți acest experiment acasă, luați o piesă, muzică clasică, modernă, și ascultați-o în timp ce priviți o pictură. Să vedeți cum acea melodie, muzică, devine mult mai interesantă. Eu vă spun cinstit că ideea de meloman mi-a luat foarte mult timp ca să o cunosc și să știu ce înseamnă. Iar ideea de pictor și de a vedea pictura este la fel de greu. Ce pot să spun? Sunt foarte fericit și onorat și îmi doresc și chiar cred și voi crede că publicul vrâncean și melomanii vrânceni vor construi și vor reface ceea ce a fost, este și va fi
ideea de societate culturală. Este un an de la recenta, exact un an, pentru că tot în aprilie a fost la Biblioteca lui Răzvan Ferescu prima expoziție, expoziția de debut, și acum cea de-a doua. Vreau să mulțumesc, în primul rând, colegilor, îndrăznesc să spun, Ovidiu Cloșca și Ovidiu Paiț, pentru faptul că au avut răbdarea cu un amator și un novice absolut în ceea ce se cheamă pictură, răbdarea necesară de a-l consilia atunci când acesta dădea năvală peste timpul dumnealor, peste viața dumnealor, bineînțeles cu un telefon în prealabil și cu scuzele de rigoare. Le mulțumesc pentru că au avut răbdare să mă îndrume acolo unde eu greșeam. Știam că greșesc, dar nu știam cum să repar anumite lucruri și atunci mi se sugera și de fiecare dată se sugera teribil de bine, am constatat ulterior. De asemenea, mulțumesc domnului director al Ateneului din Focșani pentru faptul că a permis găzduirea acestei expoziții. Mai multe nu vreau să adaug, timpul este limitat, este înainte de concert. Tot ceea ce am avut de spus, am spus în tablourile de față, într-o anumită manieră, și cred că pe anumite drumuri din aceste tablouri, dacă voi mai avea sănătate și putere de muncă și inspirație, voi mai continua, așa încât probabil să mai existe și o altă expoziție într-un timp mai îndepărtat. Este a doua oară când îi văd o expoziție mare și sunt plăcut surprinsă că această pasiune, care este așa ca o boală care nu te lasă să supraviețuiești, în fiecare moment simți nevoia pictând să te perfecționezi. Și, într-adevăr, tehnicile pe care le abordează domnul profesor de data aceasta sunt mult mai elevate. Sunt lucrări care m-au impresionat cu totul și totul deosebit și mă gândesc la Focșaniu de altă dată, la Drumul spre Lumină și încă o lucrare aici, la Ponton. Eu nu pot decât să-l felicit pe domnul profesor și să-i urez în continuare să aibă curajul și tăria să meargă pe această cale care mie mi se pare minunată. Este un lucru care se adresează direct casei sufletului nostru și fiecare recepționează așa cum poate el chestiunea asta. Deci nu mă interesează dacă cuiva nu o să-i placă. Dacă mie îmi place, eu pot să vă spun că îmi place, îl felicit pe domnul profesor și doresc să mai văd lucrări de ale dumnealui. În încheiere aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului profesor pentru această inedită uvertură la concertul nostru aniversar din această seară, o uvertură plastică, autor Florinela Gafiței. Și vă invit cu mare drag în sala de spectacol, unde Orchestra Unirea a pregătit un program special, pentru că în aceste zile împlinim 5 ani de la înființare
și ne bucurăm că sunteți alături de noi și sper să fiți mai departe alături de noi și de oamenii de cultură din județul Vrancea și să ne dorim sănătate și să fim mult timp împreună, noi artiștii, dumneavoastră, publicul, pentru că numai împreună putem face lucruri cu adevărat frumoase în orașul nostru.